Seceta nu iartă. Au ars pur și simplu suprafețe întinse de floarea soarelui și porumb, producând pagube însemnate agricultorilor. Porumbul a început pe alocuri să se usuce, iar o parte din culturile de floarea soarelui sunt compromise. Seceta prelungită dă mari bătăi de cap fermierilor din Alba. Producțiile la culturile prășitoare sunt vizibil diminuate, iar dacă ploaia se mai lasă mult așteptată, ar putea fi și mai rău, mai ales pentru agricultorii care nu și-au asigurat culturile. În zona Vințul de Jos, în apropierea drumului ce leagă această localitate de Alba Iulia, lipsa apei a afectat serios suprafețele întinse de floarea soarelui și porumb. Există porțiuni, mai ales acelea situate la marginea drumului, în care floarea soarelui nu mai este bună nici măcar pentru furaje, iar porumbul s-a uscat. Asta nu numai din pricina secetei, ci și din cauza prafului ridicat de autovehiculele de mare tonaj ce transportă nisip și pietriș de la balastiera din zonă. Ca atare, oamenii locului sunt buni de pagubă conform zicalei. Greu la deal, cu boii mici, câteodată și la vale, musai să împingi.